Romanian Basic Course, Volume 5, Lesson 58, Grammar Perception Drill. Introducerea gramaticii noi. La ora 9 fix, soneria a sunat. La ora 9 fix, soneria sună. Sună soneria la ora 9 fix? Da, soneria sună la ora 9 fix. Nu, soneria nu sună la ora 9 fix. Fumă studentul în recreație? Da, studentul fumă în recreație. Nu, studentul nu fumă în recreație. Citi studentul lecția acasă? Da, studentul citi lecția acasă. Nu, studentul nu citi lecția acasă. Mâncaș acasă? Da, mâncai acasă. Nu, nu mâncai acasă, mâncai la restaurant. Vorbiși cu profesorul? Da, vorbi cu profesorul. Nu, nu vorbi cu profesorul, vorbi cu comandantul. Băuși țuică la petrecere? Da, băUi țuică la petrecere. Nu, nu băUi țuică, băUi vin la petrecere. Dansară ofițerii aseară la club? Da, ei dansară. Nu, ei nu dansară aseară la club. Băură soldații mult ieri? Da, soldații băură mult. Nu, soldații nu băură mult. Vorbiră profesorii despre România în clasă? Da, ei vorbiră despre România în clasă. Nu, ei nu vorbiră despre România în clasă. Învățară-ți dialogul înainte de a veni la școală? Da, învățară-mi dialogul înainte de a veni la școală. Vorbiră-ți cu profesorul de limba română? Da, vorbirăm cu profesorul de limba română. Nu, nu vorbirăm cu profesorul de limba română. Fu mitică oprit de poliție? Da, mitică fu oprit de poliție. Nu, mitică nu fu oprit de poliție. Fuse mitică arestat în România? Da, fuse arestat în România. Nu, nu fuse arestat în România. Fuși chemat la telefon? Da, fui chemat la telefon. Nu, nu fui chemat la telefon. Fusești invitat la masă de domnul Pop? Da, fusei invitat la masă de domnul Pop. Nu, nu fusei invitat la masă de domnul Pop. Fură prinși hoții? Da, hoții fură prinși. Nu, hoții nu fură prinși. Fuseră încuiate valizele? Da, fuseră încuiate. Nu, nu fuseră încuiate. Furăți bătuți de poliție în România? Da, furăm bătuți de poliție în România. Nu, nu furăm bătuți de poliție în România. Fuserăți atenți când trecurăți strada? Da, fuserăm atenți când trecurăm strada. Nu, nu fuserăm atenți când trecurăm strada. Avut mitică bani când sosi în Statele Unite? Da, mitică a avut bani când sosi în Statele Unite. Nu. Mitică nu a avut bani când sosi în Statele Unite. Avuse domnul Pop un automobil în România? Da, el avuse un automobil în România. Nu, el nu avuse un automobil în România. Avuși mult de lucru ieri? Da, ieri avui mult de lucru. Nu, ieri nu avui mult de lucru. Avusești destul de mâncat? Da, avusei destul de mâncat. Nu, nu avusei destul de mâncat. Avură studenții destui bani să cumpere de mâncare? Da, avură destui bani să cumpere de mâncare. Nu, nu avură destui bani să cumpere de mâncare. Avuseră destul timp să pregătească lecțiile? Da, avuseră destul timp să pregătească lecțiile. Nu, nu avuseră destul timp să pregătească lecțiile. Avurăți o casă frumoasă în România? Da, avurăm o casă frumoasă în România. Nu, nu avurăm o casă frumoasă în România. Avuserăți profesori buni în România? Da, avuserăm profesori buni în România. Nu, nu avuserăm profesori buni în România. Spuse hoțul adevărul? Da, hoțul spuse adevărul. Nu, hoțul nu spuse adevărul. Spusești profesorului de ce n-ai venit ieri la școală? Da, spusei profesorului de ce n-am venit ieri la școală. Nu, nu spusei profesorului de ce n-am venit ieri la școală.
spuseră studenții profesorului unde au fost aseară? Da, ei spuseră profesorului unde au fost aseară. Nu, ei nu spuseră profesorului unde au fost aseară. Spuseră-ți adevărul la poliție? Da, spuserăm adevărul la poliție. Nu, nu spuserăm adevărul la poliție. Dialog. Domnul Naie Bucur, necăsătorit, se întâlnește cu un coleg de birou, domnul Vasile Poenaru, căsătorit. Ei iau un aperitiv la carul cu bere. Bucur. Sunt în concediu de 2 săptămâni și nu-mi pasă de nimic. Poenaru, bine de tine că ești necăsătorit. Ce vrei să spui cu asta? Ești singur, nu trebuie să lucrezi nimic. Vrei să spui că tu lucrezi în concediu? Mă trezi înainte de a răsări soarele și lucrai toată ziua. Ce făcuși? Împrumutai niște unelte și reparai gardul de scânduri. Ai bătut 2-3 scânduri în gard și acum te plângi. După masă, vopsii bucătăria. Îți ajunse vopseaua pe care ți-am dat-o? Nu, îmi trebuiră încă 2 cutii de vopsea și 2 perii. Tu muncești mai mult acasă decât la birou. Și încă n-am terminat. Reparai 2 robinete și o priză electrică. Fuși obosit când ai terminat? Avui timp să beau un ceai, căscai odată și adormi în fotoliu. Asta nu mă miră, tu dormi și la birou. Îți bagi joc de mine sau vrei să faci o glumă? Fu o glumă, nu te supăra. Bine, în cazul acesta să mai bem ceva. Chelner, 2 beri. Sunt în concediu de 2 săptămâni și nu-mi pasă de nimic. Bine de tine că ești necăsătorit. Ce vrei să spui cu asta? Ești singur, nu trebuie să lucrezi nimic. Vrei să spui că tu lucrezi în concediu? Mă trezi înainte de a răsări soarele și lucrai toată ziua. Ce făcuși? Împrumutai niște unelte și reparai gardul de scânduri. Ai bătut 2-3 scânduri în gard și acum te plângi. După masă, vopsii bucătăria. Îți ajunse vopseaua pe care ți-am dat-o? Nu. Îmi trebuiră încă 2 cutii de vopsea și 2 perii. Tu muncești mai mult acasă decât la birou. Și încă n-am terminat. Reparai 2 robinete și o priză electrică. Fuși obosit când ai terminat? Avui timp să beau un ceai, căscai odată și adormi în fotoliu. Asta nu mă miră, tu dormi și la birou. Îți bați joc de mine sau vrei să faci o glumă? Fu o glumă, nu te supăra. Bine, în cazul acesta să mai bem ceva.
Kellner, două beri. Exerciții gramaticale. În cuie n-aie bucur ușa când plecă la pescuit? Da, n-aie bucur în cuie ușa când plecă la pescuit. Nu, n-aie bucur nu în cuie ușa când plecă la pescuit. Asigură n-aie bucur casa pe care o cumpără acum două luni? Da, el o asigură. Nu, el nu asigură. Atârnași tabloul în cui? Da, atârnai tabloul în cui. Nu, nu atârnai tabloul în cui. Visași un vis frumos? Da, visai un vis frumos. Nu, nu visai un vis frumos. Condamnarea judecătorii pe hoții care au furat banii? Da, judecătorii condamnară hoții care au furat banii. Nu, judecătorii nu condamnară hoții care au furat banii. Mințiră hoții când fură interogați de poliție? Da, hoții mințiră când fură interogați de poliție. Nu, hoții nu mințiră când fură interogați de poliție. Sfătuiră-ți studenții să învețe mai mult? Da, sfătuirăm studenții să învețe mai mult. Nu, nu sfătuirăm studenții să învețe mai mult. Urmăriră-ți hoții până i-ați prins? Da, urmărirăm hoții până i-am prins. Nu, nu urmărirăm hoții până i-am prins. Spuse hoțul tot ce a știut? Da, hoțul spuse tot ce a știut. Nu, hoțul nu spuse tot ce a știut. Înțelese studentul lecția când a plecat acasă? Da, el o înțelese. Nu, el nu înțelese. Mersese acasă de vreme ieri? Da, mersei acasă de vreme ieri. Nu, nu mersei acasă de vreme ieri. Atinsești soba? Da, o atinsei. Nu, nu atinsei. Aprinseră soldații casele inamicului? Da, ei le aprinseră. Nu, ei nu le aprinseră. Arseră inamicii toate actele de la primărie? Da. Inamicii arseră toate actele de la primărie. Nu, inamicii nu arseră toate actele de la primărie. Spuseră-ți tot ce știți? Da, spuserăm tot ce știm. Nu, nu spuserăm tot ce știm. Înțeleseră-ți tot ce a explicat profesorul? Da, înțeleserăm tot ce a explicat profesorul. Nu, nu înțeleserăm tot ce a explicat profesorul. Se sculase studentul înainte de a răsări soarele? Da, se sculase înainte de a răsări soarele. Nu, nu se sculase înainte de a răsări soarele. Se culcase înainte de a-și învăța lecția? Da, se culcase înainte de a-și învăța lecția. Nu, nu se culcase înainte de a-și învăța lecția. Te răsești cu o lamă nouă? Da, mă răsei cu o lamă nouă. Nu, nu mă răsei cu o lamă nouă. Întrebuințași apă și săpun? Da, întrebuințai apă și săpun. Nu, nu întrebuințai apă și săpun. Te hotărâși să cumpere o casă? Da, mă hotărâi. Nu, nu mă hotărâi. Se urcară soldații în camioane înainte de a primi ordin? Da. Se urcară în camioane înainte de a primi ordin. Nu, nu se urcară în camioane înainte de a primi ordin. Se coborâră soldații din camioane când a început atacul? Da, se coborâră din camioane când a început atacul. Nu, nu se coborâră din camioane când a început atacul. Vă spălară-ți înainte de a veni la masă? Da, ne spălarăm înainte de a veni la masă. Nu, nu ne spălarăm înainte de a veni la masă. Vă certarăți cu vecinii? Da, ne certarăm cu vecinii. Nu, nu ne certarăm cu vecinii. Dădu profesorul mult lucru acasă studenților? Da, profesorul le dădu mult lucru acasă.
Nu, profesorul nu le dădu mult lucru acasă. Dăduși bani domnului Pop? Da, îi dădui bani. Nu, nu-i dădui bani. Dădură studenții lucru la casă profesorului? Da, ei îi dădură lucru la casă. Nu, ei nu-i dădură lucrul acasă. Dădură-ți hainele vechi unui om sărac? Da, dădură-mi hainele vechi unui om sărac. Nu, nu dădură-mi hainele vechi unui om sărac. Cât timp stătu domnul Pop când te-a vizitat? Stătu numai 10 minute. Nu știu cât timp stătu. Stătu și în ploaie să mă aștepți? Da, stătui în ploaie să te aștept. Nu, nu stătui în ploaie să te aștept. Stătură soldații în rând ca să-și primească solda? Da, ei stătură în rând ca să-și primească solda. Nu, ei nu stătură în rând ca să-și primească solda. Stătură-ți mult la club? Da, stătură mult, stătură-mi până la ora 10. Nu, nu stătură mult. Plecarăm la ora 8 fix. Vru domnul Mitică să vândă automobilul? Da, el vreau să-l vândă. Nu, el nu vreau să-l vândă. Vrui să-l cumperi? Da, vrui să-l cumpăr. Nu, nu vrui să-l cumpăr. Vrură studenții să vină la școală astăzi? Da, ei vrură să vină la școală astăzi. Nu, ei nu vrură să vină la școală astăzi. Vrureți să mergeți în România anul trecut? Da, vrurăm să mergem în România anul trecut. Nu, nu vrurăm să mergem în România anul trecut. Luă studentul cartea când plecă din clasă? Da, studentul luă cartea când plecă din casă. Nu, studentul nu luă cartea când plecă din clasă. Luași banii de la domnul Pop? Da, luai banii de la domnul Pop. Nu, nu luai banii de la domnul Pop. Luară pescarii barca? Da, pescarii luară barca. Nu, pescarii nu luară barca. Luară-ți destui bani când ați mers în România? Da, luară-m destui bani când am mers în România. Nu, nu luară-m destui bani când am mers în România. Exerciții gramaticale suplimentare. Când citi camaradul dumitale lecția? Când citiși lecția? Citi lecția aseară. El citi lecția aseară. Când scrise el lecția? Când termină el de învățat? Când se duse ieri în oraș? Ce văzu el acolo? Când se întoarse acasă? Cu cine se uită el la televizor? Ascultă el la radio? Vorbi el românește cu camarazii? Primi el scrisori? Trimise el scrisori cuiva? Se plictisi el aseară? De ce? Când se culcă el aseară? Când se sculă el? Cu ce se spălă el? Cu ce se șterse el? Ce film văzu el de curând? Îi plăcu lui filmul? Îi fu frig sau cald la cinema? Unde parcă el automobilul? Când îl asigură el? Când îl cumpără el? Bucată de citire. În concediu. Nae Bucur a avut un concediu de 2 săptămâni. Într-o zi, el se sculă când răsări soarele, pentru că avea multă treabă. El nu se plânse. El se plânge numai când are de lucru la birou. El își luă uneltele, ciocanul să bată cu ele, ferestreul să taie scânduri cu el,
șurubelnița să strângă șuruburile, sfredelul să facă găuri, cleștele să scoată cuie, foarfecele să taie hârtie sau alte materiale. Întâi, el bătu în perete două cuie, se lovi la deget și înjură puțin. Apoi, el atârnă în cuie două tablouri. Un scaun vechi era urât, deci el îl puse pe masă și îl vopsi cu vopsea verde. În salon, el puse un bec nou, pentru că cel vechi era ars. Apoi a reparat priza electrică. După asta, luă ciocanul și repară gardul care era stricat. El bătu niște scânduri ca să nu mai poată intra câinii în grădina lui. El nu întrebuință ferestrăul, pentru că și-aduse aminte că l-a împrumutat unui vecin. El se hotărâ să nu mai împrumute nimic, nimănui, pentru că unii oameni împrumută prea multe și nu dau înapoi ce au împrumutat. La sfârșit, el se întinse în fotoliu și se odihni. El nu putu să se odihnească prea mult, pentru că îi fu foame, deci se sculă de pe fotoliu și se duse în bucătărie. El luă o oală și o umplu cu apă. Aprinse gazul și puse oala pe foc. Apa se încălzi și începu să fiarbă. Când fu fierbinte, el scoase o ceașcă din dulap, o puse pe masă, puse niște ceai și zahăr și turnă apa fierbinte în ceașcă. Zahărul se topi imediat. El își bău încet ceaiul, mulțumit că a muncit o zi întreagă. El se miră că este așa de târziu. Căscă. Se duse în dormitor, se dezbrăcă, apoi se duse la baie și se spălă cu săpun și se șterse cu prosopul. Apoi se întinse în pat și citi o carte. Cartea nu fu interesantă, așa că el a dormit imediat. După ce dormi câteva ore, îl trezi o pisică care făcea gălăgie. A dracului pisică, înjură el, și aruncă gheata după ea. Dar pisica își bate joc de el, nici nu se mișcă. Întrebări. 1. De ce se sculă naie bucur când răsări soarele? 2. Când se plânge naie bucur? 3. Ce unelte își luă naie bucur ca să lucreze? 4. Cu ce fel de vopsea vopsi scaunul vechi și urât? 5. De ce intra un câine în curtea lui naie bucur? 6. Cui i-a împrumutat naie bucur ferestrăul? 7. I se făcu foame domnului naie bucur după ce lucră puțin? 8. Ce și-a pregătit naie bucur? 9. Ce fel de sobă are domnul naie bucur? 10. Înainte de a se culca, se dezbrăcă și se spălă? 11. Fui interesantă cartea pe care o citi? 12. De ce a înjurat-o pe pisică? Teme pentru ora de aplicație. Un student vorbește despre ce a făcut în ultimul concediu. Un student vorbește despre ce va face când va merge în concediu. Un student descrie tablourile de la sfârșitul lecției. Un student numește o unealtă, alt student spune cum o întrebuințează. Glume. În fața unui doctor apăru într-o zi un pacient foarte slab. Doctorul îl consultă, apoi îi spuse: trebuie să fiu cinstit cu dumneata. Nu cred că vei trăi mai mult de o lună, două. Ești sigur, domnule doctor? Sunt foarte sigur. În cazul ăsta,
trebuie să intru repede în Partidul Comunist. În Partidul Comunist? Nu înțeleg. De ce? Pentru că este mai bine să moară un comunist decât să moară un american bun. Pe peronul unei gări, un bărbat întrebuință niște cuvinte foarte urâte. Un alt bărbat, care era cu o doamnă, se duse la acest om și îl întrebă: Domnule, de ce înjuri înaintea soției mele? Scuză-mă, domnule, n-am știut că ea a vrut să înjure întâi. MacTavish își chemă fiul și îi spuse: Du-te repede și împrumută ciocanul de la prietenul meu, MacDuff. Dar, tată, este departe până acolo. Este un drum de o oră și este prea cald. Praful este așa de fierbinte pe drum că îmi arde degetele de la picioare. Nu discuta cu mine. Când îți spun eu ceva, așa trebuie să faci. Băiatul nu mai zise nimic. Făcu cum i se spuse de către tatăl său, însă se întoarse fără ciocan. Unde-i ciocanul, băiete? Întrebă MacTavish. Tată, MacDuff nu era acasă, deci n-am putut să-i împrumut ciocanul. Nu-i nimic, băiete, a spus MacTavish. Atunci du-te în bucătărie și adu-mi ciocanul meu. Îl găsești în cutia de lângă ușa din bucătărie. Proverbe. Cine cere, nu piere, dar nici lume bun nu are. Graba strică treaba. Teme acasă. Întrebări. 1. Ce unealtă ai în trebuința ca să bați un cui în perete? 2. Ți-ai bătut joc vreodată de un camarad? 3. Când te plictiseai în liceu, căscai? 4. La ce temperatură fierbe apa? 5. Împrumutai des bani când erai civil? 6. Încălzește soarele și pe cei buni și pe cei răi? 7. Înjurau soldații când trebuiau să lucreze prea mult? 8. Munceai mai mult în viața civilă decât muncești acum? 9. La ce oră răsări soarele ieri? 10. Dacă ai fi murdar, te-ai spăla sau te-ai șterge? 11. Cum a fost apa pe care a turnat-o Naie Bucur din oală în ceașcă? 12. Când ți-ai vopsit casa ultima dată? 13. Când auzi cuvântul șurubelniță, la ce te gândești? 14. Dacă ai avea o gaură în pantofi, la cine ei duce să-i repare? 15. Câte feluri de perii cunoști dumneata? Vă rog să scrieți o compoziție despre ultimul meu concediu. Ce voi repara când voi fi în concediu? Ce făcuși sâmbătă și duminică? Teme pentru magnetofon. Vă rog să vorbiți liber aproximativ 2 minute despre un accident de automobil. Ce-i iubirea? Vocabular. Expresii idiomatice. A bate cuie. Aș bate joc de. Vocabular. Bec, becuri. Ciocan, ciocane. Clește. Concediu, concedii. Cui, cuie. Cutie, cutii. Deci, ferăstrău, ferăstraie, foarfece, gaură, găuri, gheată, ghete, oală, oale, perie, perii, priză, prize,
prosop, prosoape, robinet, robinete, săpun, săpunuri, scândură, scânduri, sfredel, sfredele, șurub, șuruburi, șurubelniță, șurubelnițe, unealtă, unelte, vopsea, vopsele. Verbe: a căsca, casc, căscat, a fierbe, fiert, a împrumuta, împrumut, împrumutat, a încălzi, încălzesc, încălzit, a înjura, înjur, înjurat, a munci, muncesc, muncit, a răsări, răsărit, a șterge, șterg, șters, a turna, torn, turnat, a vopsi, vopsesc, vopsit. This is the end of lesson 58.